Olanda, Suedia, Austria ne spun că România nu are voie în Schengen. Chiar dacă din punct de vedere tehnic România îndeplinește condițiile, se pare că România nu îndeplinește toate dorințele. Politicienii acestor țări ne spun că România nu este sigură, ceea ce este bizar. Adică Austria este cel mai mare investitor afacerist străin în România, al doilea cel mai mare. Asta înseamnă că banii românilor sunt buni. Sunt buni să plătească dobânzile exagerate la băncile austriece. Profitul românilor din petrolul și gazul românesc este de asemenea foarte bun pentru afaceriștii austrieci. La fel și profitul din afacerile cu asigurări, cu industria lemnului și cu construcțiile. Ministrul de interne austriac spune însă că România nu este sigură. Ne întrebăm oare dacă am îndeplinit deja condițiile tehnice, care mai este prețul pe care trebuie să-l plătim să fim și noi în Schengen? Se pare că în Uniunea Europeană unii sunt mai egali decât alții. Ministrul de interne român, Lucian Bode, s-a dus repede pe avion și a plecat la Viena. De parcă România nu a fost destul de umilită, a mai trebuit să fie și îngenunchiată de acest ministru nepriceput. Gestul său ne arată că afaceriștii din spatele politicienilor austrieci mai au câteva dorințe de îndeplinit. O fi Salrom, o fi Poșta Română, o fi CFR. Pentru că politicienii români sunt și ei disperați. Sunt disperați pentru o victorie. Pentru că se uită la sondaje și nu arată deloc bine pentru alegerile următoare. Au nevoie de niște victorii, au nevoie să spună oamenilor că au reușit și ei ceva. Și astfel sunt gata să vândă țara doar ca să rămână la putere. Sunt gata să dea suveranitatea României pentru ridicarea MCV-ului. Sunt gata să dea orice mai este încă de valoare din România pentru ca să intre în Schengen. Astea sunt politicienii mici de la putere, ar vinde orice, ar vinde țara, doar ca să aibă încă acces la putere și la banii publici. Din păcate, acesta este adevărul, însă în România va veni la conducere o altă generație de oameni noi și vom schimba lucrurile. Niciodată lucrurile nu rămân așa cum sunt. Iar despre Austria, despre Suedia și despre Olanda, românii vor ierta, însă nu vor uita. Mulțumesc mult!